Dumnezeu că ne-a vorbit în multiple feluri prin diferiți frați. Și plecăm încărcați cu comori pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dacă Domnul va îngădui, mâine vom încerca să facem un mic rezumat al contribuțiilor care s-au adus în vorbirile de ieri și de astăzi, dacă ne va îngădui Domnul. Mulțumim celor care au făcut eforturi ca să vină. Cine este răsplătitorul? Desigur, Dumnezeu este Cel care răsplătește. În măsura în care ne va îngădui Domnul, vom încerca să ne facem și noi partea noastră, așa cum am auzit, ca să acoperim unele costuri care depășesc capacitățile individuale ale celor care le-au făcut. Așa cum s-a anunțat, frații americani care ne găzduiesc în sala aceasta au nevoie de această sală să fie liberă, eliberată după ora 1 când terminăm noi. Asta înseamnă că avem nevoie de o echipă de voluntari care să zboare cu aspiratoarele pe aici, să curețe cei de curățat și alții să meargă deja la sala de mese. Nu toți trebuie să rămână aici. Numai câțiva voluntari apți de muncă. Deci, acum încheiem cu o rugăciune de mulțumire și mergem apoi la sala de mese.